Onorantă și nobilă adunare, distinse fețe bisericești, dragi ostași, am putea să enumerăm în această scurtă introducție pentru a vă capta atenția și alte atribute, doar că am venit aici de departe, mă aflu aici, iată, după aproape 35 de ani, locuri în care, în calitatea pe care am avut-o, făceam aplicații repetând aceleași, nu mișcări, ci aceleași scenarii ale timpului trecut. Este o minune să vezi, pe o vreme ca aceasta, cum urcă muntele, urcă taborul nostru, oamenii care trăiesc, care țin în suflet această datină și nu mimează credința, ci o aplică. Am ascultat slujba cu foarte mare atenție, iar prezența acestui sobor minunat de oameni nu înseamnă doar o simplă formalitate, ci însăși spiritul, însăși trăirea, însăși sufletul poporului român care știe să-și cinstească pe cei care au apărat țara. Toți au patrie. Țara au numai cei care o stăpânesc. Țara este doar acela care știu să o țină ca proprietate. Este o zi de înaltă simțire duhovnicească. Este ziua schimbării la față. Poate că e bine să ne aducem aminte că nu trebuie să schimbăm doar fețele, și să schimbăm trăirea noastră sufletească, gândul nostru în minte, și să aducem jertfelor, nu doar prinos de mulțumire, ci urmare de exemplu. Trăim într-o lume din ce în ce mai stâlcită, mai urâtă, mai plină de ură. Cavalerii Apocalipsei aleargă în jurul țării noastre și războaiele ură peste tot. Iar aici venim la căpătâii celor care au murit într-un război drept pentru țară, de întregire, s-au jertfit asumându-și sacrificiul suprem acum 108 ani pentru ca noi să fim astăzi aici. Noi nu facem slujire la niște morminte a celor care au trecut dincolo, ci la simbolul întăririi identității noastre. Aici am spus-o și o compar ca pe un Termopile a celor care au reușit în inferioritate numerică să păstreze punctul cu prețul vieții, jurându-și și intrând în pământ, închinându-se lui Dumnezeu și strigând numele Mamei. Iată care este simbolistica zilei de astăzi și laudă celor care știu să facă în fiecare an, în acest eveniment, zaua de legătură între ce a fost și ce trebuie să fie. Că vai și amar de cei care nu știu să-și aducă prinosul de recunoștință față de cei care au căzut pentru noi. Schimbarea la față. Doamne, ajută-ne să găsim calea, că prea am rătăcit-o, ca și cei care trec pe lângă noi. E bine, mă apropii de încheiere și voi încheia cu un gând că a fost șef al apărării armatei a României, ținând minte că steagul, imnul și uniforma sunt cele trei simboluri, Sfânta Treime a independenței și suveranității. Ei au luptat sub steag, în uniformă, pentru neatârnarea acestei țări. Asta este lecția de pe taborul românesc, asta este lecția de învățătură pentru cei ce urmează de după noi și vă rog din suflet să nu mai spunem că ne aducem aminte. Este vremea mereu să ținem minte și să trăim cu această ținere de minte în fiecare zi. Și în fiecare zi să fie schimbare la față. Și în fiecare zi să fie schimbare în suflet. Și să cântăm
Înalță-ne, Doamne, sufletele, că și eu am căzut. Iartă-ne pentru cei care au fost acolo, le cerem iertare pentru ceea ce încă n-am reușit să fim. Ostași, vă felicit pentru ceea ce sunteți. Iertare Sfinților Părinți, dacă am vorbit cumva cu mai multă cuvință decât trebuia, nobilor cavaleri teutoni, dumneavoastră, cei care păziți zilnic liniștea acolo unde sunteți, pelerini și întru totul popor român, slavă ție că ești în stare să ai mereu ținere de minte. Amin.